Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi veni cu un nou proiect în ajutorul doamnelor începătoare, deoarece pe grupul de Facebook am citit comentarii în care doamnele spuneau că ar dori să lucreze anumite mărturii de botez, însă nu au un tutorial. Astăzi am meșterit acest model și am decis să vi-l prezint și dumneavoastră. După cum vedeți, este un proiect micuț care se poate realiza în orice culoare doriți dumneavoastră. Rochiței noastre i-am atașat și un trandafiraj. Acestea le puteți găsi în magazinele de specialitate sau pe site-urile cu materiale de lucru. Le întâlniți aceste site-uri pe fiecare grup. Și cum vă spuneam, puteți pune această floricică, puteți pune o fondiță, o mărgeluță, ceea ce doriți dumneavoastră. Pentru a lucra, eu am folosit croșetul cu numărul 3. Vom avea nevoie de culoarea alb și o culoare care doriți dumneavoastră, așa cum am spus. Eu acum voi folosi culoarea roșie. În felul acesta vom folosi capetele de fire care ne-au rămas de la anumite lucrări, deci reciclăm. Vom porni cu un număr de 12 ochiuri de lanț. Vom face 12 ochiuri de lanț și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lucrate acestea, vom închide în corespondența primului ochi de lanț cu fir alunecat. Din acest moment, în corespondența fiecăruia dintre cele 12 ochiuri de lanț, noi vom lucra o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un total de 24 piciorușe scurte. Și vom continua să lucrăm singure. Lucrate cele 24 piciorușe scurte, vom intra în corespondența primului picioruș scurt și vom închide rândul cu fir alunecat. Vom scurta firul și vom adăuga apoi culoarea roșie. Voi închide acest rând în acest mod și vom adăuga. Dumneavoastră, așa cum spuneam, repet din nou, puteți folosi orice culoare doriți. Voi intra în corespondența unui picioruș scurt, aici nu are importanță exact care, important este să prindem capetele de fire în timp ce lucrăm, pentru a le da un pic de stabilitate. În acest moment eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș scurt și voi face un picioruș dublu. Voi continua cu piciorușe duble în corespondența fiecăruia dintre piciorușele din rândul anterior. Deci, la final vom avea un total de 24 piciorușe duble, iar noi vom lucra singure. Ajunse la capătul rândului, vom închide acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, după care voi continua lucrând un total de 9 piciorușe duble. Avem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț
firul pe croșet, voi sări 1, 2, 3 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al patrulea și voi face din nou picioruș dublu și voi continua până la 9. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Ajunsă aici, voi continua, vedeți, am format partea de sus. Vom continua, scuzați un moment. Haideți să continuăm. Deci am închis rândul cu fir alunecat, voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, voi continua din nou cu 2 piciorușe duble consecutive, 1, 2, un ochi de lanț de separare, 2 piciorușe duble consecutive, 1, 2, ochiul de lanț de separare, 2 piciorușe consecutive, 1, 2, ochiul de lanț de separare. Am ajuns aici, sub braț, să spunem, și facem un picioruș dublu în corespondența ultimului picioruș dublu. În corespondența celor două ochiuri de lanț voi face un picioruș dublu, ochiul de lanț de separare și voi continua picioruș dublu în corespondența primului picioruș dublu, cealaltă parte, cel de-al doilea, ochi de lanț de separare, 2 piciorușe duble consecutive, deci repetăm tot ceea ce am lucrat până acum. Un ochi de lanț de separare, 2 piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, 2 piciorușe duble, 1, 2, ochiul de lanț de separare, am ajuns din nou aici sub braț, vom face picioruș dublu în corespondența ultimului picioruș dublu, picioruș dublu în corespondența ochiurilor de lanț, un ochi de lanț de separare și vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat vom ajunge în corespondența ochiului de lanț dintre cele patru piciorușe duble. Am ajuns aici și voi lucra 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt în următorul spațiu format din ochiul de lanț. 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt. Deci sărim cele două piciorușe duble și facem picioruș scurt în corespondența ochiului de lanț care le separă. Foarte simplu. 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt. Așa lucrăm pe întreg rândul. 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt. Vom forma aceste arcuri. 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt. Este simplu modelul. 3 ochiuri de lanț, sper și doamnele începătoare vor putea să lucreze. Am ajuns la capătul rândului. Voi face piciorușul scurt în corespondența, voi face fir alunecat în corespondența piciorușului scurt de aici.
după cum vedeți. După care voi intra în corespondența arcului format din ochiurile de lanț și voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, în următorul arc două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, deci acest rând constă în două piciorușe duble în interiorul arcurilor formate din cele trei ochiuri de lanț plus ochiul de lanț de separare dintre piciorușele duble, dintre două piciorușe duble. În felul acesta lucrăm până la capătul rândului. Ia uitați-vă, merge foarte ușor, foarte ușor. De lanț de separare, două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, imediat suntem la capătul rândului, din nou două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, ultimele două piciorușe duble, unu și cel de-al doilea, ochiul de lanț de separare și vom închide rândul, ca de obicei, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat. Nu reușesc să prind bine aici, în felul acesta. Acum cu fir alunecat ne vom deplasa în spațiul format din ochiul de lanț. Am ajuns aici, voi lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu în același spațiu, după care voi face un ochi de lanț, voi intra în următorul spațiu și voi face din nou două piciorușe duble, un ochi de lanț, două piciorușe duble, un ochi de lanț, două piciorușe duble. Practic repetăm același rând și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi continua trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, picioruș dublu în următorul picioruș, un picioruș scurt în corespondența ochiului de lanț, piciorușe duble în corespondența celor două piciorușe duble, picioruș scurt în corespondența ochiului de lanț. Vom lucra astfel pentru întreg rândul și vom da un pic acea idee de dantelat. Astfel va avea un frumos aspect. Dorind acest ultim rând, se poate face și în culoarea albă, însă eu prefer așa. Continui cu piciorușele duble și piciorușul scurt. Vom lucra astfel pe trei parcursul rândului, ne întâlnim la final. Am ajuns și la finalul acestui rând, voi face aici ultimul picioruș scurt, după care voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și voi face fir alunecat prin ochiul de lanț și prin piciorușul scurt. Astfel am ajuns la capătul lucrării noastre. Vom scurta firul, capătul de fir îl vom ascunde.
acesta vom ascunde acest capăt de fir în modul în care să nu se vadă unde am închis lucrarea. Vom ascunde bine, după care îl vom scurta. Puteți ascunde fie cu croșetul, fie cu acul, cum vă este dumneavoastră mai ușor, și nu ne rămâne decât să decorăm fie cu o fundiță albă, fie cu floricică, așa cum am făcut eu, și am încheiat această lucrare. Sau în modul în care vă spuneam, se poate aplica o mărgeluță. Eu voi folosi lipiciul lichid, dumneavoastră puteți folosi lipiciul la cald sau acul cu ață. Voi aplica aici, pe mijloc, foarte frumos, alb pe roșu. Aceasta este ceea ce am dorit să vă prezint astăzi. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți, de ce nu, și ca de fiecare dată vă las cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă salută, Tatiana, la revedere!